Salutare, prieteni! Tare de mult zic să fac acest video și în sfârșit am găsit câteva minute libere. Astăzi eu vreau să vă povestesc despre cum fac eu îngrijirea suplimentară a tenului, pentru că de foarte multe ori v-am povestit despre îngrijirea de bază, da? Rutina de îngrijire a tenului și niciodată nu v-am povestit despre îngrijirea a tenului suplimentară pe care o fac eu. Și astăzi o să testăm și un produs nou, este vorba despre o mască din seria Swedish Spa sau una Retreat Thermal Face Mask. Este o mască de pentru a regenera tenul după perioada rece a anului și eu o să o aplic și vă povestesc totodată despre îngrijirea suplimentară a tenului. Când aplicăm masca, este cea mai frecventă întrebare. Masca de față se aplică după ce am curățat tenul. Primul lucru, da, folosim un gel de curățare a tenului. Nu l-am luat să vă arăt. Prima folosim un gel de curățare a tenului, apoi folosim masca. Eu, prealabil, mi-am pregătit tenul, mi l-am curățat. Acum o să aplic această mască. Este gel, în formă de gel. Am așa o lopățică pe care o folosesc. Așa. Această mască este cu efect de încălzire a tenului. Se simte pe piele. Cum pielea se încălzește. Îmi place foarte mult să folosesc această lopățică pentru că este de silicon și foarte bine întinde masca fără ca să folosesc mâinile. Deci miros extraordinar. Această mască are extract de ulei de canola și ulei de migdale. Da, am adus aminte. Și mai are ulei eteric de bergamot, care face ca pielea să se regenereze și să fie hrănită, da, după perioada aceasta de iarnă în care noi, pielea noastră a avut un pic de suferit. Și inclusiv din cauza căldurii, da, vă știți că căldura foarte mult usuc pielea, foarte ușor să aplică. Se simte pe piele, pielea se încălzește de la masca aceasta. Deci, primul, noi curățim pielea, apoi aplicăm masca. Măștile de obicei au un efect mai profund. Dacă rutina de îngrijire zilnică are un efect zilnic de hidratare, protecție și tot așa mai departe, iată măștile sau peelingurile au un efect mai imediat și un efect mai profund. Acum vă arăt și produsele pe care eu le folosesc. Pentru că această mască eu folosesc abia a doua oară. Așa. Și vă dau încă câteva răspuns la câteva întrebări frecvente pe care eu le întâlnesc. Doar să mă uit la oră, pentru că această mască se ține pe față 5-10 minute ca să nu o țin mai mult decât trebuie. Ok, eu folosesc deja și această mască, care este regenerantă, regenerează pielea după perioada rece a anului. V-am spus că are extract de alge, are ulei de migdale și ulei de canola, plus uleiuri eterice, care hrănesc profund tenul nostru. Deci asta este pentru hrănire. Încă o întrebare foarte frecventă este cât de des folosim măști, peeling-uri și tot așa mai departe, putem să le folosim în fiecare zi sau nu. Răspunsul este așa. Dacă noi folosim diferite măști, noi putem să le cu diferite efecte, noi putem să le folosim zilnic. De exemplu, aceasta este cu efect de hrănire. Asta este cu efect de hidratare. Asta este cu efect de regenerare a tenului și hidratare intensă și noi putem să le folosim zilnic. Azi folosesc pe asta, mâine pe asta, apoi mâine pe asta. Dacă eu am... unde este peeling-ul meu? Imediat, acum și-l aduc, am revenit. Am uitat de peeling-ul meu pe care îl folosesc cel mai deseori.
Dacă eu, de exemplu, folosesc o mască peeling, care curăță stratul de celule moarte de pe piele, atunci eu nu pot să-l folosesc a doua zi, pentru că eu nu mai am celule moarte pe față și dacă o să-l folosesc, el deja o să ia și din celulele mele vii, nu doar cele moarte. De aceea, masca cu un efect îl folosești de 2-3 ori pe săptămâni. Dar asta este cu efect de exfoliere celulilor. Îl folosesc de 2 ori pe săptămâni. Asta este cu efect de hidratare. O folosesc tot de 2 ori pe săptămâni. Asta deja sunt 4 zile. Pe urmă pot să folosesc masca asta neagră o dată pe săptămână. Asta deja sunt 5 zile, de exemplu. Folosesc asta pentru hrănire o dată pe săptămână, asta sunt 6 zile. Și folosesc aceasta de noapte, care este cu efect de regenerare și hidratare, pentru că este cu acid hialuronic. Și atât poftim 7 zile. Deci când fiecare zi o folosesc câte o mască, cel mai important este că masca să nu fie cu același efect. Dacă eu folosesc, de exemplu, un peeling, a doua zi nici într-un caz nu folosesc nici peeling și nici scrub sau ceva care să exfolieze pielea, da? Cu asta ne-am înțeles. Mai departe, care este, după părerea mea, care sunt cele mai indispensabile măști pe care noi trebuie să le avem? Numărul 1, asta este peelingul pentru exfolierea celulelor moarte de pe piele. Asta este produsul meu numărul 1 pe care eu îl folosesc și nu îl schimb pe nimic. Voi l-ați văzut probabil la mine în Instagram, cine mă urmărește în Instagram, de foarte mult ori l-am arătat. Este a doua sau a treia cutiuță pe care eu deja o termin. Este un peeling care are efect ca un scrub, da? Adică el exfoliază celulele moarte de pe piele, doar că face asta într-un mod foarte lejer. Atunci când tu îl aplici pe față, datorită faptului că el are enzime de rodie și acizi, am uitat de care, ei dizolvă celulele astea moarte de pe piele și atunci când tu o speli, celulele moarte se spală împreună cu masca ta. Asta e numai decât pe care trebuie să o avem acasă. Încă o mască foarte utilă, pe care trebuie neapărat să o avem, este o mască pentru hidratare. Și eu am două pentru hidratare. Este aceasta din seria Optimus, așa o vedeți. Ea este în formă de gel și este așa. Iată așa arată ea. Ea se folosește, iarăși o aplicăm pe față, se folosește 5-10 minute, apoi o speli. Asta tot este pentru hidratare și este intens hidratantă, pentru că are și acid hialuronic, iată așa ea arată. Ea se folosește pe noapte. Adică ea este, la textură, este ca o cremă. Iată așa o vedeți. Și noi o folosim după ce am făcut toată rutina de îngrijire zilnică. Iată, mască pentru hidratare obligatoriu trebuie să avem în casă. Încă o mască pe care eu o folosesc sunt măștile pânză. Aici am una din seria Love Nature. Dar îmi plac foarte mult măștile din seria Novage, nu le-am acum să vi le arăt, dar îmi plac foarte mult. Și aceste măștile pânză le folosim atunci când vrem un efect imediat. Pentru că ele dau, de exemplu, vrem acum să avem piele netedă și frumoasă. Și atât masca pânză ne ajută în acest lucru, asta e ca un fel de, în limba rusă, palăcică văruceală, atunci când tu acum ai nevoie să arăți bine și atunci o mască pânză te salvează. Masca asta din seria Swedish Spa este foarte utilă atunci când, iată, noi am ieșit din iarnă și acum avem nevoie să ne restabilim tenul nostru. Și încă două măști din seria Pure Skin, care sunt cu acid salicilic, care ne izbăvesc de inflamațiile pe care noi le avem pe față. Asta este cu extract din cărbune, care are și un efect de dezinfectant sau detox, ceva de genul ăsta. Asta este pentru puncte negre și inflamațiile de pe față. Da? Și acestea le folosim atunci când avem nevoie, de exemplu, avem probleme cu puncte negre sau avem inflamații pe față și atât, acestea le folosim. Doar că cea mai
cel mai des primesc întrebarea ce mască să folosesc atunci când eu am puncte negre. Și aici răspunsul este că nici o mască nu te ajută să scăpi de punctele negre. Punctele negre, de punctele negre pot scăpa prin rutina de îngrijire zilnică. Punctele negre sunt o combinație dintre sebum, praf, celule moarte, da, care se îngrămădesc pe față și se prefac în puncte negre. De aceea, ca să scăp de ele, trebuie neapărat zilnic să faci rutina de îngrijire. Dimineața și seara, scurți tenul, să folosești un toner, o esență, să folosești crema împrejurul ochilor, crema de zi, crema de noapte. Și atunci tu o să poți scăpa de punctele negre. Pentru că ceea ce v-am povestit eu acum este doar îngrijire suplimentară. Și nici o îngrijire suplimentară nu ți va da ceea ce îți oferă îngrijirea de bază, ceea ce faci tu în fiecare dimineață și în fiecare seară. Parcă astea au fost cele mai dese întrebări pe care eu le întâlnesc în rutina de îngrijire zilnică. Cum am spus și la început, masca o aplic după ce am folosit gelul. Eu cu gelul acesta, Novage, îl folosesc. Gelul Novage, îmi curăț fața, fața mea este curată. Am aplicat masca, au trecut 10 minute, acum merg să o spăl de pe față și urmează rutina mea obișnuită de îngrijire tenului. Absolut toate măștile, peeling-urile, se folosesc în această ordine, da? Am curățit fața, am folosit masca, apoi am dat tonerul, esența, crema de zi, sau de obicei se recomandă seara să le facem, da? Măștile se recomandă seara pentru că ele au un efect mai bun, pentru că noi trebuie să stăm în stare de repaus, pielea să fie relaxată, liniștită și atunci măștile au un efect mai profund, mai bun, da? De ce se recomandă seara? Și unica mască pe care noi o folosim, nu așa, dar o folosim după rutină, asta este masca aceasta de noapte. Acum eu fug să mă spăl pe față și revin înapoi să fac următoarele etape. Eu am revenit, mi-am spălat masca de pe față, simt pielea mea este netedă, ginga și îmi place foarte mult efectul pe care l-am primit. Și o simt, știți cum, hidratată, pentru că de obicei după ce speli fața, parcă te strânge, da? Pielea, vă știți senzația asta. Iată acum nu am senzația asta deloc, că parcă mă strânge pielea. Ok, acum urmează să-mi fac rutina de îngrijire zilnică și am folosit... Eu folosesc esența din seria Novage. Această esență este cu prebiotice și protejează stratul de protecție a pielii. Plus are un efect de hidratare a tenului. Eu aplic pe digital și direct pe piele. Așa. O las să se usuce. Așa. Următorul pas pe care îl fac, eu folosesc o cremă Eco Beauty din seria Eco Beauty, care este 95% ingrediente naturale. Folosesc. Pun o pic pe digițel, vedeți, nu foarte mult. Și aplic în zona ochilor, ca să hidratăm această zonă, pentru că zona ochilor avem pielea foarte subțire și mai sensibilă de pielea feței, de ce avem nevoie de o cremă foarte lejeră. Crema de zi nu este potrivită pentru crema aceasta împrejurul ochilor. Am aplicat crema. Următorul pas, eu folosesc un ser din seria Novage. Serul este un cocktail de ingrediente active, care o doză ne ajunge pentru toată fața și nu trebuie să ne străduim să aplicăm mai mult produs cât este necesar. Asta nu înseamnă că facem mai bine. În cazul acestui ser, el are extract de salcâm de mantas persan, care hidratează foarte mult tenul și are un efect de detox al pielii. Așa, l-am întins foarte bine. Cum am spus și mai devreme, nu ne străduim să aplicăm mai mult decât avem nevoie. Ok, am aplicat serul și ultimul pas pe care îl facem, folosesc o cremă de zi din seria True Perfection. Iată așa. Crema de zi este din aceeași serie, la fel este cu extract de salcâm de mătas persan. Folosesc un bețișor, o lopățică de plastic ca să scot crema. O aplic pe mână și de pe mână iau și aplic pe față.
Dar iarăși mă strădui să fac, să o aplic într-o cantitate potrivită, pentru că dacă pune mai mult, asta nu înseamnă că face mai bine. Crema de zi o folosim pentru că ea ne hidratează și ne protejează tenul pe parcursul zilei, iar crema de noapte o folosim pentru că ea ne hrănește și ne regenerează tenul pe timpul nopții. Ele au efecte diferite, de aceea nu înlocuim crema de zi cu crema de noapte și invers. Asta a fost, iată așa, și rutina. Iată, mi-a rămas aici pe mână un pic de cremă. Nu o pun înapoi, o dau pe mâini. Pentru că nu este voie să băgăm acolo mânuța sau să punem înapoi crema. Ca să nu mulțim microbii din crema noastră. Am pus înapoi căpicelul. Iată, în așa fel se face rutina de îngrijire suplimentară. O introducem în rutina noastră de îngrijire zilnică. Și atunci când avem nevoie de un efect suplimentar, de exemplu, atunci când noi simțim că pielea noastră este surie și are nevoie de un refresh, atunci folosim un peeling ca să curățim celulele moarte de pe piele. Atunci când noi, pielea noastră este uscată și nu ne prea place ce vedem în oglindă, atunci folosim o mască pentru ca să hidratăm acest ten. Dacă avem nevoie de un efect imediat, dar acum vreau să arăt bine, da? Atunci folosim o mască pânză Love Nature sau Nove Age sau de care noi avem acasă. Dacă am nevoie, am niște problemuțe, da? Atunci eu folosesc Pure Skin. Cam asta este îngrijirea suplimentară pe care eu o fac zilnică. Mie mi-a plăcut această mască. În primul rând am simțit efectul ei pentru că imediat cum o aplici pe față, simți cum încălzești pielea. Și pielea a rămas foarte curată și netedă după această mască, dar nu am simțit senzație că mi se strânge pielea sau că o sucă. Din contră, da? Pielea s-a simțit foarte hidratată. Asta vreau să vă povestesc astăzi. Dacă voi aveți întrebări, puteți să mă găsiți în Instagram, în Facebook, în YouTube și să-mi dați întrebările voastre. Iar dacă vreți să filmez un video pe o anumită temă, iarăși vă rog să-mi sugerați acest lucru. Pa, pa și ne vedem în următoarele video!